Pompierii din Pitești au scăpat fără voia lor un copac peste un BMW de 100.000 de euro în timpul unei operațiuni de salvare. Din fericire, mașina va fi reparată pe banii asiguratorului. Conform fanatic.ro, în fapt, BMW-ul fusese deja avariat de un copac bătrân căzut din senin, moment în care pompierii au ajuns la fața locului cu o auto specială de stingere cu apă și spumă. Pompierii au scăpat un copac peste un BMW de 100.000 de euro, doar că ghinionul a fost teribil pentru proprietarul mașinii, care și-a văzut bolidul de lux zdrobit a doua oară în doar câteva minute. Echipa de intervenție asistată de tatăl șoferului a încercat să ridice copacul căzut pe BMW, doar că din cauza unei erori tehnice, buturuga de mai multe tone, a mai zdrobit odată mașina nevinovată. Puteam să jur că asta se întâmplă, a reacționat tatăl proprietarului automobilului. Martorii spun că mașina era parcată regulamentar, iar copacul a căzut peste aceasta din cauza vechimii. Conform Antena 3, cazul nu este neapărat dramatic, pentru că proprietarul mașinii avea casco și va obține o asigurare pe măsura incidentului tragicomic. Acest incident nu este izolat, copacii bătrâni strivind de-a lungul anilor mai multe mașini parcate regulamentar în marile orașe ale țării. În urmă cu jumătate de an, două mașini au fost avariate de un astfel de copac căzut din senin în București. În 2021, un astfel de caz se termina tragic cu victime umane în Suceava. O femeie murea atunci în localitatea Iacobeni după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla alături de soț și copil. Femeia a resimțit din plin lovitura și viața sa nu a mai putut fi salvată. De obicei, situațiile de acest gen cu copaci căzuți sunt frecvente în timpul furtunilor, cum a fost și cea din luna mai din București. Relatează fanatic.ro.